Bacăul a devenit pentru 3 zile capitala agriculturii ecologice. Întrebați de ce? Păi vă răspund tot eu. Pentru că acolo a fost organizat primul târ din estul Europei dedicat agriculturii ecologice. Iată că și noi suntem pe primul loc atunci când trebuie să facem lucruri bune, dragii mei. Acolo au fost prezenți mulți fermieri, procesatori, producători. Singuri și-au organizat standurile, în sfârșit, cu produse care mai de care mai frumoase, mai îmbietoare. A fost și domnul Banu prezent acolo, dar nu singur, ci împreună cu un invitat foarte special, de la care a aflat foarte multe lucruri interesante și vreau să le aflăm și noi, chiar acum. Domn profesor, bine vă revăd și la Bacău. Mulțumesc. Ne tot întâlnim așa. Mulțumesc. Și pe la institut, pe la Fundulea, ne-am mai întâlnit și în teritoriu. Iată acum aici la o expoziție dedicată sau un spațiu dedicat agriculturii ecologice. Cum de v-ați gândit aici, la Bacău, să organizați așa ceva? Păi mai mult s-a gândit vicepreședintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă, colegul Marius Casis. El a fost inițiatorul acestui proiect. Aha. Și el este băcăuan. Am înțeles. Și el este unul din cei interesați să dezvolte și agricultura, să promoveze, sigur, dar eu zic să dezvolte, ziceam, agricultura ecologică în zona, în partea aceasta a Moldovei și în special în județul Bacău. Și atunci noi n-am fost, sigur, am fost de acord cu această inițiativă. Am tras așa un ochi, el fugitiv așa pe aici, am văzut foarte multe firme care se ocupă de așa ceva, chiar și cercetarea, stațiunile de cercetări de la Secuieni, de la Bacău. Am ținut neapărat alături de Fundulea, că sigur, știți că noi avem un centru de cercetare, sigur, pe agricultură ecologică. Am zis să vină și dânsii cu activitățile din domeniul lor. Este vorba de stațiunea de la Bacău, să zic, prima unitate de cercetare care a organizat un poligon de cercetare în domeniul legumiculturii, de stațiunea de cercetare, dezvoltare pentru legume de la Bacău. Iar la stațiunea la Secuieni, care e la Roman, aici la doi pași și lângă Roman, la doi pași de, chiar de Bacău, au un câmp certificat ecologic de plante medicinale. O să vorbim și cu ei, dar o văd acum pe doamna Barbu. Da, omniprezentă, doamna Barbu. Doamna Barbu este fondatorul agriculturii ecologice. M-am văzut în foarte multe, cu ocazia multor evenimente de acest gen, expoziționale, și la Bacău. Cu ce veniți aici? Desigur că suntem în patria noastră și nu puteam lipsi. Și da, exact, dumneavoastră sunteți din Bacău. Suntem chemați și în Ardeal pentru a fi un exemplu pentru ardeleni. Abia am venit de la un târg de agricultură. Atunci, cu atât mai mult, trebuie să fim la noi. Sunt cam puțin producători aici și cred că trebuie să fie din ce în ce mai mulți în agricultura ecologică. Și noi suntem atestați în cercetare, în agricultură ecologică. Colaborăm foarte mult cu stațiunea de cercetări Secuieni Roman, Secuieni Neamț, chiar am avut un proiect împreună și încă reușim să producem ceaiuri bio. Bun, dumneavoastră vă ocupați de plante medicinale în exclusivitate. Știu lucrul ăsta. Agricultură ecologică. Exact. Nu, exclusiv. Absolut, am înțeles lucrul ăsta. Cât de mult, cum să spun, pătrunde în mintea oamenilor nevoia de a consuma sănătos, inclusiv plante, din plante medicinale. Cred că din ce în ce mai mult. Chiar se simte că este un trend în toată România de a consuma ecologic, pentru că deja vedem că poluarea este la nivele foarte înalte și oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi. Atunci caută alternative pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Și a diminua din efectele negative ale poluării până la urmă. Și așa, spunem mereu, un produs ecologic are o calitate intrinsecă. Dacă ce vine din afara sistemului nostru, nu putem controla. Deci și așa vin de la vulcani, de la explozii solare, dar dacă mai da și noi, ar fi un dezastru. Bun, succes vă doresc. Și aici și mulțumim. Pe unde mergeți să promovați produsele dumneavoastră? Vă mulțumim. Domnul profesor, să mergem mai departe. Mergem.
Tot vorbeați de prezența cercetării în domeniul acesta important de acum, foarte important de acum, cu atât cu cât înaintăm în timp, vorbim de cercetare care a preluat și studiază și lucrează în sistemul acesta ecologic. Am văzut aici secuienii, am văzut ceea ce aminteați dumneavoastră mai devreme, stațiunea de leguminicolă de la Bacău. Aș vrea să mergem să le vedem și le auzim preocupările. De acord? Vă rog frumos, poftiți! Stațiunea de cercetări secuieni, bine v-am găsit! Aș vrea să intru eu între dumneavoastră, să stau între două doamne frumoase, așa. Cum vă numiți? Eu mă numesc Margareta Naie, sunt secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni. Mă bucur să vă cunosc, noastră. Eu sunt doctor inginer Dobra Daniela Iuliana, sunt cercetător științific în cadrul Laboratorului de Plante Medicinale și Aromatice, în cadrul instituției. Interesant. Înseamnă că vorbim cu oamenii cei mai potriviți din stațiune vis-a-vis de culturile în sistem ecologic, nu? Da. Care sunt preocupările noastre vis-a-vis de acest aspect, de acest domeniu și cât de mult îl promovați printre cei interesați să preia în cultură? Noi suntem producători de plante medicinale. Suntem singura stațiune de cercetare care mai suntem prezenți pe piață cu semințe de plante medicinale și aromatice, începând din anul 2000. Deci puteți oferi semințe pentru cei toți cei care doresc. Toți potențialii cultivatori. Începând din anul 2012 suntem și acreditați pentru producerea semințelor în sistem ecologic. Cât de important este ceea ce faceți? Dumneavoastră sunteți de la stațiune? Da. Mă bucur. Cum vă numiți? Mârzanu Ana. Și ce sunteți acolo? Cercetător științific gradul 3, în cadrul Laboratorului de Plante Medicinale. Sunt proaspăt angajată din iulie, tocmai. Am înțeles. Înseamnă că v-a plăcut foarte mult domeniul ăsta, v-a atras așa în mod deosebit și vreți să-l și promovați, bănuiesc, pentru că altfel nu aveți motivația activității. Așa este. E un domeniu foarte plăcut. Chiar e foarte plăcut să mergi în câmp, mai ales când toate plantele sunt înflorite. Te relaxează mult. Și ai așa o satisfacție deosebită când vezi că munca ta înflorește. Da. Hai să spune așa, nu? Așa este. Cum este, doamna doctor? Așa este. Eu sunt mai mult pe partea de analize în cadrul acestui laborator. Colega mea se ocupă mai mult partea de tehnologie, astfel încât amândouă, făcând aceste două îmbinări, să obținem rezultate cât mai bune și să le oferim celor care ne solicită serviciile, cele mai utile servicii în domeniul producerii și eventualei înființări a unei culturi de plante medicinale și aromatice, atât în sistem ecologic cât și în sistem de convențional, da. Ceea ce privește tehnologia de cultură a acestor specii de plante medicinale, e ceva diferit față de agricultura convențională? Da, pentru că nu putem să aplicăm pesticide. Deci lucrările de întreținere constau în prașele, clibiri, pe rând, ori de câte ori. Multă muncă manuală. Da, asta. Până la urmă. Dar muncă manuală, hai să spunem, pe suprafețe mici și face suprafețele mai mari, mai delicat un pic. Da, dar acum mecanice. Da, mă gândesc la cei care, la potențialii cultivatori de plante medicinale pe suprafețe mai mari. Noastră produceți probabil pe suprafețe mai mici, pentru a oferi sămânță celor interesați de a cultiva. Domnul profesor, aveți multe lucruri de spus în domeniu, pentru că sunteți, hai să spun, părintele lor în domeniul culturilor ecologice. Vreau doar atât să adaug că producerea de sămânță la plante medicinale a început odată cu proiectul 112, ADER 112, da, finanțat de Ministerul Agriculturii, proiect în care stațiunea de plante medicinale a fost partener și în care atunci s-au pus bazele producerii de sămânță și atunci a venit și pofta de a face producere de sămânță în sistem ecologic. Cu ocazia aceea au constatat colegele de la plante medicinale
că nu e așa ușor de făcut o plantație în sistem ecologic de plante medicinale, de altfel ca și la culturile de câmp, problema numărul 1 fiind buruienile. Combaterea, deci problema erau buruienile, iar măsurile de combatere care de supravețe mici, normal că domină forța manuală, iar pe supravețe mai mari forța mecanică, da, exact, și există ceva soluții. Ceea ce spuneam. Există soluții. Noi în momentul de față în România avem niște echipamente cu care am putea controla cam 60-70% din buruieni, dar în altă parte, în alte țări sunt echipamente acestea care controlează absolut toată masa de buruieni. Numai perfect mecanic. Poate umblă încet, după buruieană. Poate încet ajunge și noi la acea tehnologie. Mulțumim foarte mult și mult succes. Eu mă așteptam chiar să o vedem anul acesta aici la Bacău. Avem totuși ceva pe platformă, avem, să mergem avem să vedem. Pe platformă. Vorbeam și de Eu am văzut grâu, nu vine să cred, am văzut grâu în Suedia, care se prășea. E adevărat, era asemănat la 25-30 de centimetri, dar chiar să-ți prășească și când dădea de un gol dintre plante, de câțiva centimetri senzor, să deplasa da organul activ exact cu urmarea senzorului și tăia și buruienile de acolo. Perfect. Deci există știința avansat și în continuare destul avansează foarte da mult. Da, și cu siguranță mergem înainte în sigur domeniul ăsta. Sigur. Mulțumim da, oricum mult eu sunt foarte bucuros, succes. Sunt foarte bucuros că stațiunea a continuat activitatea de producere de sămânță. Secuienii. Hai să vedem ce fac ce face stațiunea. O să vedem, da, ajungem și la stațiunea. Succes. Succes.